Action. Bună ziua! Astăzi ne-am propus să facem niște prăjiturele pentru Crăciun. Noi nu prea suntem obișnuiți cu prăjiturelele astea, să fac mai mult în spațiul austriac și german. Le cheamă Vanillekipferl. Sunt niște prăjiturele mici, nu știu exact cum le cheamă la noi, cu zahăr vanilat. Am aici rețeta. Noi am mai făcut anii Anii trecuți așa trecuți. ceva și ne place foarte mult. O să urmează să facem mai multe Da, o să feluri. facem O mai să facem multe. trei feluri. Astăzi facem felul ăsta, mâine o să facem restul, care le-am postat la noi pe canal. Și o să facem împreună, eu cu Angie și cu Natalia. Și Natalia o să ne ajute când o să trebuiască să le formăm. Da. Ok, pentru asta avem nevoie de 200, eu, ba, 300 de grame de făină cu o priză de sare, 100 de grame de mandel, cum să spunem, Migdale. migdale măcinate, 200 de grame de Unt. unt la temperatura camerei trebuie să fie și 80 de grame de Opa. zahăr pudră cu aromă de vanilie. Deci astea sunt pentru aluat, ce vi le-am spus până acum. Și aici este 150 de grame de zahăr Pudră. pudră cu zahăr vanilat Zahăr vanilat. amestecat. Și Da. asta o să punem păstă când sunt încă fierbinți. O să presărăm deasupra ca să absorbă bine în, nu știu cum să le spun în românește, chiar nu știu, cornulețe? Cornulețe, da, cu Cornulețe cu vanilie. vanilie? Da. Cornulețe cu vanilie, așa se cheamă. Ok. V-am prezentat ce o să avem nevoie și acum urmează să Facem. le facem. Asta e revista care am din Austria, unde am lucrat. Am mai multe reviste, sunt foarte, foarte faine. Stați să vă arăt. Nu au numai prăjituri, Au și alte lucruri. au și alte lucruri cum sunt mâncăruri foarte bine, foarte bune, care ne-am gândit să le facem și. O să le facem. Asta bine, nu toate, o să alegem așa câteva. Aproximativ, da. Uitați și asta. Chiar aici, în zona asta, am lucrat, în Dornbirn. Și eu și Angie am lucrat acolo, acum câțiva ani. Erau Deci sunt reviste foarte faine. multe, da, Da. rețete aici. Asta am făcut-o, e foarte, Gulaș, foarte. nu? Nu, ăsta era ragu de miel. Uite, cu polenta, cu mămăligă. Mămăligă. Am făcut câteva de aici și sunt rețete foarte, foarte bune. Ok, bun. Eu o să folosesc mașina. Da. Să-mi pregătesc aici pentru o luat. Trebuie să mă duc aici, Angie. Da, să-ți aduce aici. Deci e o rețetă foarte, foarte ușoară de făcut și foarte gustoasă. Da. Ele, de fapt, nu se mănâncă acum, deci să fac și să pun în doză închisă, la rece, să ține cam o săptămână, o săptămână și ceva. Și atunci sunt bune de consumat. Adică și acum sunt bune de consumat. Dar chestia e că ele se mai înmoaie în timp. Și o lună poate să stea în doză, nu se întâmplă absolut nimic dacă stau la La rece. rece, Cu da. atât încă mai bine că sunt mai gustoase, mai intense în Gust. gust. Ok. Acum pun făina, 300 de grame de făină. Amestecat cu 100 de grame de mandel. Mandăl cu migdale. Migdale, nu știu de ce, nu pot să rețin numele ăsta.
Întotdeauna am un lapsus. La migdale sunt mai mult obișnuit în germană cu mandel. Ok, pun zahăr vanilat, 80 de grame. Și untul. Care tot? E, da. 200 de grame de unt, care e la temperatura camerei. Trebuie normal să-l... Da, cred că e mai bine, stai așa. Adică? Să-l tai bucățele mici. Da, mai bine tai bucățele mici și atunci se poate da, amesteca. Deci tăiem cubulețe mici, că e mai bine. Asta e zahărul deasupra. Da, e zahărul care s-a prins. L-a pus acolo. Trebuie tăiat și pus acolo. Am uitat să spunem de hainele noastre asortate de Crăciun. Da. O filmez imediat și pe Angie, să vedeți ce fain îmbrăcată. Și ne-am propus la fiecare dată când facem rețetele astea de Crăciun, astea 3 zile, să purtăm aceeași bluze. Poate la Natalia nu-i cazul că o să murdărească. Ia să murdărești. Și înainte să... Adică să venim aici, ea s-a murdărit. Uitați pâinea lui doamna bucătăreasă, care a făcut-o iară. Pâinea turcească. Ieri? Da. Da, ieri pâinea turcească. Iar a făcut-o. Uitați că mă filmez și pe Angie să vedeți bluza aici, am luat-o. Yeah! E bluză rochiță. Hai și tu, hai și tu. Hai și tu să te filmezi. Hai, da. N-ai chef? Nu, n-are chef, Natalia. Păi o filmăm când o să facem... Da, că atunci o să vină aici la pult și o să... Ok. O filmăm și pe ea. Și acum îi dăm drumul, așa? Da. Îi dăm drumul așa încet. Încet, prima dată. Și când faceți cu mixerul, să faceți încet, să nu... Dacă faceți cu viteză mare, atunci dă pe lângă tot afară. Trebuie să fie un aluat mai tare și când s-a format aluatul, îl punem la frigider aproximativ o oră, acoperit cu folie. Trebuie să fie tare ca să putem să formăm forma de semilună. Da, semilună, cornulețe micuțe. Deci noi facem cornulețe micuțe în mare. O să vedeți dacă... No, o să vă filmăm. Cum o să le dăm forma. Dar vedeți-mă, sunt foarte bun. Foarte, foarte bun. Îmi pui și un pic de esență, de vanilie. Vanilie? Da, un pic. Păi am pus zahăr vanila. 80 de grame. Dar sunt foarte, pun și esență de vanilie. Untul se topește cam greu, trebuia poate un pic mai cald, da, dar se formează așa încet. O să dea un pic mai tare. Așa. Deci încet, așa încet. Filmează. Deci din cauza că untul nostru nu a fost suficient de cald, nu s-a amestecat bine, dar o să pun aproximativ cât e asta, 100 de ml de lapte ca să se amestece bine. Ok. Și acum îi amestecăm. Da, acum o să ia. Da, păi din cauza asta trebuie cârligul, am zis, știi? Cârligul, da. Poți să pui înapoi cârligul. Și pun înapoi cârligul. Mie nu-mi place să mă muzăresc cu mami, ca mami. Folosesc mașina și paleta cu silicon. Dar... Nu o să fac eu ce face mami niciodată. Nu, fiecare cum e obișnuit. Cum îi place, de fapt. Mai zis bine cum e obișnuit.
Ok, suficient. Okay. Bun. Hai să vedem. Ca și gust. Mm. Bun. Foarte fain. Trebuie să înapoi. Asta. Asta amestecă mai bine. S-a amestecat bine. Dar el acum e prea moale ca să fie manevrat. Îl formez așa puțin ca o minge. Și-l punem la... Pun deasupra folie și la frigider cam o oră acord rețetei ca să se întărească, să poată fie manevrat. Și după ce s-a întărit, îl formăm așa semilună, bine pus în tavă. În cuptor vreo 10 minute la 180 de grade. E foarte ușor de făcut, dar credeți-mă că foarte bun. Ok, acum o să punem folie deasupra. Da, pune mai direct în folie, știi? Că se răcește mai repede, poți să lucri mai bine. Da, dacă îl lași acolo, nu, ăla nu se răcește așa. Las pe ciuciu nostru. Nu m-a prostit face afară. Da, nu m-a prostit. Tot ce prinde, tot. Tot roade, tot. Cârpe, nu m-a temit. Uitați acolo. Angi, uit, arată cum e aratul nostru. Da. Foarte fain. Și acum punem oră la frigider. Datele mele la ciuciu. Natalia, uite-te la mamă. Prima zi și pe azi. Ce rog, pisa faină are. Ce să mă hai, întoarce-te, Natalia. Natalia. Hai aici. Așa, Natalia. Yeah. S-a murdărit. Chiar că s-a murdărit toată. O mâncat pe aia. O mâncat pe aia. Ciu-ciu! Mere după ciuciu. Ok, pun la frigider. No, pune la frigider o oră și după aia o să filmăm după o oră, o să filmăm cum facem formele. Tu vezi ce afară în curte, Angie? Da, văd ce în curte. O hinta e mai afară, trebuie să o luăm. Ciuciu, gache, ciuci! A plecat ciuciu. Ok, aluatul nostru s-a făcut fain. Și tăiem așa puțin din el. Acum nici eu nu sunt mare expert. Dar nici nu trebuie să fii mare expert. Ca să știi să faci. Deși Natalia vrea să serii. Facă. Uite cum fac. Arată cum fac. Nici. Le formez în mână. Asta am făcut-o cam jos. Natalia a făcut. Imediat mă. Și... Le punem aici. Asta e cam groasă. Eventual, o rup în două. Și faci două din ele. Da. Da. Uite, și Natalia face. Wow! Ce fain, Natalia! Ai făcut. Vanil Kipfen. Asta e Natalia, mai trebuie făcute. Sănătoasă. O mânca fata mea pere. Da, o mânca pere, o mânca foarte bine. Acum nu sunt ele toate perfect, uniforme, dar o să vedeți că o să fie numai faine, mai ales când se acoperite cu zahăr. Tati! Da. Tati! Da, mai mult. A făcut și ea. Vede, tati. Te cam strânge aici. Un pic. Mami!
Ce frumos! Bravo! Cuptorul l-am preîncălzit la 170 de grade, căldură sus-jos, fără ventilație. Adică dacă e cu ventilație, cred că se coc prea repede. Mami. Și nu-i bine. Mami. Da. Wow. Deci așa le formez. Și după aia le facem așa ușor în formă de semilună. E foarte ușor. Și la cuptor să țin, deci 170 de grade, cât am spus, aproximativ 10 minute. 10 minute. Păi și tu, Natalia. Oh, no! Ne trebuie luat, mama. Da. Nu ai înțeles? Ce am înțeles? Figaro! Wow, ce interesant! Natalia știe! Happy now! If you're happy and you know it, clap it! Daddy! Ok, nu mai zic nimic! Pule și tu, mami, uite așa frumos. Pule și tu așa frumos. Tu cu oi, oi. Eu nu știu să povestesc atâta ca mami. Da. N-am atâtea povești de viață. De fapt, am și eu multe povești de viață, dar am așa talent la povestit. Așa. Deci acum le punem la cuptor. Sunt gata. Ok. Deci la cuptor mai spun o dată 170 de grade, aproximativ 10 minute. 10 minute. Trebuie să ne uităm ceas. Da. Și 10? Și 10 la 20. 20. Da. Ia. Cântăm o colintă? Ia. Ia. Natalia, cântă în colindă. Ia! Am citit tot omul. Nu știu ce colindă să cântăm. Eu, noi nu prea suntem de... Da, noi nu prea suntem cu cântatul. Acum, de acompaniament sunt bun, dar să cânt eu singur nu prea. Natul meu, Ovidiu, el știe toate colinzile pe de rost. Și... eu când nu mai știu versurile, mă opresc și la 8 pe el și după aia pornesc. Când eram în școală, în general, acolo, la Șofronia, era fain, da, ce fain a fost. Colegii, da. Înainte de Crăciun, da. Cam în decembrie, noi făceam repetiții din alea de colinde, înainte să plecăm acasă. Ne chema profesoara de muzică. Dar numai pe noi, dar nu știu de ce, numai pe noi ne chema.
Haideți că avem repetiție. Poate că voi ați cântat mai fain față cred de că, este. Nu știu. Da, am avut și o clasă faină. Am avut... Am mai făcut și neprostii, da. Care că copil nu face prostii? Dar nu. Așa spune vorba, că babă frumoasă și copil cu minte nu există. Da. Și cântam colinde și după aia începea să ning afară. Uai, da, ce da, fain! Alte vremuri, da, acum 20 de ani. Da. Temperatura era mai scăzută în timpul ăsta. Acum parcă nu-i mai iarnă. Nu-i mai, da, nu-i mai ce-a fost. Și primăvara. Trecem direct din iarnă în primăvară, în primăvară. Vară, direct, parcă nu mai ies schimburile alea de anul timp cum erau înainte. Ai văzut că câteodată în mai avem 30 de grade. Da. Înainte nu era mai să fi fost 30 de grade niciodată. S-a schimbat. Da, că vine mai repede vara. Iarna nu e mai așa de rece cum era înainte, nu prea mai avem zăpadă aici în zona de noastră. De Crăciun nu avem zăpadă, dar în februarie știi că este. Sau în martie. Sau, da. Deci iarna vine mai târziu la noi. Da, nu am mai avut Crăciun alb. Nu, n-am mai avut de mult. Nu știu. De mulți ani n-am mai avut. Nu știu. Când am plecat acolo de la locul, când am venit acasă, ningea. A nins până în Germania. Până la intrare, de fapt, în Austria. Și când am intrat în Austria, către Viena, acolo, noi avem cam aceeași temperatură cu de la Viena încoace. Cât arată. Arată bine. Astăzi mai un pic scată. Eu am zis că în rețetă 170 de grade, 10 minute, dar să știți că cuptoarele diferă de la cuptoare la cuptor. Da. Aia zic, de fiecare dată când le zic timpul de coacere, asta e și depinde de cuptor. Deci... Poate că nu, este o cuptoare mai performantă. Da. Mai... Asta depinde de cuptoare, că nu sunt toate la fel. Nu. Mai trebuie. Mai trebuie. Da. Aia poți să o iei, că s-o... Acum, cât e? Să văd. 20, deci eu stat 10 minute, deci mai le trebuie timp. Da. Nu mai trebuie timp, că e prea moale. Dar o să scriem în descriere. Da, o să scriem în descriere acolo cât o stat și rețeta și... Vreau să vă mulțumesc pentru comentariile voastre. Văd foarte, foarte bine că vă place și ne iubiți în comentariile voastre. Mi-am dat seama de mult că vă place de noi și că trăiți cu noi momentele care le avem aici în bucătărie. Vă mulțumesc tare, tare mult. În numele și al lui Maica mea vă mulțumesc. Ea nu e acum aici,
La ea în cameră, dar o să vină și el un pic. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru comentariile care le comentați pentru noi. Nu cuprind să vă răspund la toți. Citesc toate ca să văd dacă aveți niște întrebări sau dacă vă putem ajuta într-un fel. Dar nu răspund la toți, fiindcă nu mai cuprim, ar trebui ore ca să răspund la toată lumea. Dar vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă doresc multe binecuvântări pământești și cerești de la Tatăl nostru Iisus Hristos. Să vă ducă un Crăciun deosebit de frumos cu familie, să petreceți cu multă dragoste și cu multă fericire. Știu că trăim acum într-un timp foarte greu. Multă lume s-a întristat în perioada asta. Pentru mulți e greu și știu pe propria piele, dar mulțumesc la Dumnezeu că a fost cu noi și am trecut cu bine prin boala asta urâtă care e acum. Mulți nu au scăpat. Și oameni tineri am văzut care, în păcate, au venit în spital și au rămas familie. Dar vă spun, am mai spus și mai spun încă o dată, să nu vă pierdeți credința în Dumnezeu, fiindcă e cel mai important lucru care îl avem. Uitați cine a venit. Și pe lângă credință, dragoste. Bună seara! Contează foarte mult. Mami m-a întrerupt. Wow, dar ce bine arată acum! Mulțumim Domnului că suntem bine, sănătoși și ajungem Crăciunul cu pace, cu voia lui Dumnezeu. Vedeți, a venit maică-mi și a schimbat acum atmosfera, înspre bine. Da. Până acum a fost plictisală. Serios? Uite, mami, realizarea mea pentru astăzi. Păi încă nu sunt coapte, trebuie puse la cuptor. Sincer să fiu, când fac gomboț, fac așa degetuțe. Păi da, că... Da, dar astea-s altceva. Astea-s altceva. Dar știi de anul trecut ce frumos am învățat. Ce frumos ești. Păi ne-am învățat să fim toți într-o atmosferă de Crăciun. Da. Da. Dar dăm un pic telefonul, Angie. Cum să țin, așa sau invers? Așa. Aceasta este Angie. Da, dar m-am văzut. Dar ea de la față. M-am văzut. Ridică-te de în picioare ca să se vadă tot. Toată rochița. Deci mă vedeți și pe mine acum că eu tot în spate vis eu. Da. Sunt cameramanul. Da. Și uitați-mă pe mine. Aceasta este ținuta lui Angie. Și acum dă-te jos, Natalia, să vadă și ținuta ta. Hai. Natalia, înciurat acum. Da, dă-i ăla jos colțocelul ăla și după aia îi pun înapoi. Natalia, aceasta este Natalia. Da. Toate sunt îmbrăcați în roșu, toți. În roșu și așteaptă cu nerăbdare Crăciunul. Cu ajutorul Dumnezeu să ne bucurăm de el. Mai este până la Crăciun. Fă Natalia așa. Mai este până la Crăciun. Natalia. Natalia. Cred că mai 2 săptămâni, așa-i? Natalia. Cât mai este la Crăciun? Fă așa. 14 zile. Dă-i cojocelul în spate și și șlapi în picioare, că păpucii ei de casă. Și așa, asta este familia mea. Da. Cealaltă îi... cu un pas mai încolo. Da. Mai înainte m-am uitat la tortul lui Anca, care l-a făcut minunat. Da, foarte fain. Foarte fain. Te felicit, Anca. Super. Și fasolea lui Mirela cu gogoșii ei. Da, și fasolea. Wow, ce fain. Super Mirela. Super Luis. Luis, îmi place de tine, n-am cuvinte.
Și gogoșul tău a ieșit foarte bine, dar nu știu pe ce am mai pus bicarbonatul ăla. Da, în sfârșit. Păi nu știi că îi place cu bicarbonat. Da. Nu știi? Da. Și mulțumesc la Tatăl Cereș că copiii mei sunt așa cum le vedeți. Dar să vă arăt pe Roberto. A, Roberto, cine știe? Toată lumea știe familia mea de la A la Z, deci și pe Anca și pe Mirela și pe copiii ei, dar pe Roberto nu l-ați cunoscut Roberto. Încă. Nu, l-am postat într-o poză. Da? O să aduc eu acum. Uite acum mă duc după poză. No, du-te după poză, eu filmez acolo ce e la cuptor. Mai trebuie? Mai trebuie un pic, da. Trebuie, da, că s-or... Or crescut un pic, bine. Da. Mai trebuie un pic. Eu cred că s-o dat totuși cu ventilație, cu vânt. Da, și eu asta zic că mai bine totuși cu ventilație. Că... Merge mai repede, trebuie. Da, merge mai repede și dă aerul cald mai tare. Și mai avem mai... Mai avem o tavă. O tavă și gata. Și atunci mâine o să postăm altă rețetă cu plăcintuțe de Crăciun. Avem mai multe cărți cu rețete de prăjituri. De fapt, prăjiturile. Da. Sunt mici. Sunt micuțe. Acum ne-am propus să facem numai 3. Fiindcă și mami o să mai facă. Și asta nu e problema. Asta ține aproximativ o lună fără probleme. Da. Deci să nu credeți că mâncăm noi atâta. Că mai vine la noi și... O să mai avem și musafiri. Musafiri și, vă dați seama că... O să duc și în Germania. Mami au pus în, da, au pus în congelator din tortul cu gris. Și când o să plec chiar la lucru, o să mă opresc la Mirela și o să-i duc și ei. Da, deci am pus în congelator că... Nu, e bine, când vine cineva la noi sau dacă merge Daci în Germania, vă dați seama ce bine le prinde prăjitura făcută. Deci vine cu poza. Da. Acum. Am revenit cu poza. Am revenit cu poza. Vă spun, noi eram întâmplători la altă nuntă. Cu fetele mele, cu băiatul meu, cu toți. Dar era o nuntă care s-a terminat pe când noi am filmat. Ori plecat, probabil la ceva, eu știu, nu știu, că nu vreau să mint unde ori plecat, da, acasă okay, sau undeva. Și o aruncat mireasa buchetul. Era jos pe un scaun, o băncuță, pe o bancă. Și eu cu Roberto am făcut poză cu buchetul lui mireasa care a plecat. Și buchetul ei era, cum spun, pe o bancă. Acesta este nepotul meu, de ce să nu pomenim și pe băiatul meu, nepotul meu? E Roberto. Acesta este Roberto și tot am o fată. Acum lasă, fată. Acum el știe, acum el își alege. E treaba lui, da, e treaba lui. Nu trebuie să-i cauți tu, fată. Păi spun și eu acum. Are și el gusturile lui. Da, știu. Nu poți să îi zici n-ai cât e de înalt. Cât e de înalt. Are 1,82 m, parcă o zis Anca. Cam așa. Păstă 1,80. Da. Are. Acesta este nepotul meu. Okay. Da, îți mulțumesc pentru toate. Hai să vedem. E gata? Nu știu, încerc una să văd. Unde sunt? Las cu încerc eu. Aha, deja începe. Da, da. S-a făcit un pic. Vezi că nu-i voie să steie mult. Așa începe. În... Da, vreau să o desfac, mă arde. Pe mine mă arde. Aici am cuptor, nu-i voie să steie, că deja îi. Prăjit. E deja prăjit, dacă e așa okay, maro, da, okay, dacă e maro pe spate, înseamnă că e prăjit. Da. Acum le scoatem. No, vedeți ce fain nu ieșit? Stați că vă arăt. Super. Super, da. Și au un gust, credeți-mă, un gust așa fin. Eu zic că să încercați foarte, că... Foarte să încercați și voi acasă, pentru că nu e grea rețeta. Așa, și acum le punem în cutia asta. Trebuie să le punem acum cât scalde. Cât
Să te scalde și... Da, ca să pune pe... De fapt, Angie, stai un pic. Eu presar zahărul pe ele acum, așa, și după aia... Uite aici, eu... Păi să pune pe zahăr, să unde dau... Sită? Unde-i sită? Acolo, în sârcan. Să dau pe zahăr, stai, lasă pe zahăr. Deci... Super, super. Deci trebuie cât de sfierbinți date prin zahăr, ca zahărul să se topească pe ele. Da. Nu lasă să pune, că nu pun bine. Dar de ce să rupi un pom bine? Asta e treaba mea. Deci uitați aici ce frumoase e. Iar acum le dau așa repede, câte sunt că calde. Și după aia o să le pun în doză. Ce fain miroase. Ce fain miroase, zahăr vanilat, extraordinar. Eu zic că e destul și când le pui acolo în... cutie, da. Mai dai puțin cu zahăr. Păi da, normal că mai dau. Vrei să mănânci asta? Hai să-ți dai mami aia care am văzut să dai mine. Vedeți? Ce bine arată. Am zis să încercați și voi acasă, că nu e grea. Deci nu e... Nu e grea deloc. Nu sunt multe ingrediente. Avem și din alea. Da, avem, numai... Și o să facem mâine, aia cu cardamon, știi? A, cu cardamon. Turtă dulce. Turtă dulce, da. Se zice în românește. Dar noi o facem total altfel, turta dulce. O să vedeți. Cred că iau cu asta că mă arde la degete. Păi da, că sfierbinți, normal. Așa. Ce inspirat. Le punem acolo în cutiuța asta de metal. Le punem. Deci mirosul îi dă neegalat. Atâta miroase de fain. Miroase a sărbătoare, da. A Crăciun. Așa. Ok. Și cum ai dat cu zahăr, zici că o nins pe ele zăpadă. Și acum? Și acum iară mai trebuie. Unde ești? Aici am. Așa. Acum le acoperim în zahăr. Cu zahăr vanilat combinat. Deci zahăr pudră cu zahăr vanilat. Și credeți-mă, cu cât stă mai mult, cu atât îs mai bune. Îs mai fragile, mai moi. Dar prea mult zahăr. Nu, mă, nu, nu. Așa nu. Trebuie să fie. Ok, suficient. Asta mai trebuie un pic. Vedeți ce fain arată. Acum am scos da. A doua tură cu sfierbinți. Acum am luat un pic focul, dar nu are aici nimica. Aici un pic, n-are nimica. N-are nimic. Acum cât sunt încă fierbinți, trebuie să... Preserăm zahărul pudră cu zahărul vanilat ca să facă priză pe ele. Așa. Vai, ce frumos miroase. Chiar miroase frumos. Așa. Și acum le pun în doză, să duc doza. Foarte calde. O paletă trebuia să punem mai bine. Da. Dar n-am găsit-o. Mâine o să facem ceva mai complex. Turtele dulce. Turtele dulci, dulce. Turtele dulci. Dar astea la noi o să fie nelipsite în fiecare an de Crăciun. Fiindcă sunt deosebite faine. Așa o aromă de bună. Nu mai pun din asta.
Așa. Să nu credeți că e mult zahăr. Pentru zahărul ăsta e un pic jos, numai trebuie să intre puțin în ele și în compoziția lor nu am pus zahăr. Cât am pus? Am scris pe rețetă. La 300 de grame de făină și la 100 de grame de migdale am pus... Ah, nu e aici rețeta. 75 de grame de zahăr, da. Da, 75. Ok, asta e realizarea mea, a lui Angie. A mea? Și a lui Natalia, i-am toți trei, că toți trei am făcut. Da. Faceți că e foarte, foarte ușor de făcut. Și nu pot să vă explic în cuvinte cât de bun. Chiar e super. Am eu făcut că... Pe data de 9 e ziua lui Angie, pe data de 12 e ziua lui Dacian și pe data de 17 e ziua lui Anca. Deci toți trei sunt decembrie și le zic la mulți ani. De la Angie începe. Da. Ok. Las acum în doze, o să pun să le acopăr, o să pun capacul și le punem la rece. La rece. O zi bună vă doresc și binecuvântată de Domnul, de toată lumea seară. Tare. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze, să vă dea pacea Lui. Și să nu dați un like dacă uite să puteți și să ne distribuiți video-uri. Avem mai mulți oameni care ne urmăresc și care le plac rețetele lui mami. Știu că sunt de folos din comentariile voastre. Vă mulțumesc încă o dată pe toată inima pentru comentariile voastre. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze cu multă dragoste. Vă las. La revedere! Ciao, ciao! Bye, bye! Domnul să vă binecuvânteze, să fie cu voi și să vă bucure inimile voastre acum de sărbători, să fiți numai bine, fericiți, sănătoși, mai înțelepți, mai îngăduitori, mai buni. Pace vouă! Și în spatele tău e un fum! Zi bye bye, Natalia! Bye bye! Tunza! Ciupa! Tunza! Ciupa! Zi! Așa! Cum faci? Ciupa! Thank you.